Ca tot românul, probabil că ai la casă un pod în care vrei să pui mobilă veche, saci cu haine și poate chiar și un pian. Dar cum păstrezi casa caldă și podul rece și mai ales cum poți să ajungi din casă direct în pod pe interior, nu pe afară? A venit momentul să vorbim despre scările de acces în pod pentru case eficiente energetic. La case avem de regulă 1, 2, 3, 5 etaje cât își permite fiecare și un acoperiș în care n-am făcut neapărat mansardă. Păstrăm acel acoperiș pentru depozitare. E bine, ca să facem corect accesul în acel spațiu de pod rece, sau mă rog, se numește pod rece pentru că este neîncălzit sau necondiționat, avem metoda de scară pe exterior, care nu e foarte convenabilă pentru mulți dintre noi, sau o scară din interior. O scară în asta pliabilă, pe care o deschidem sezonier, odată la, nu știu, câteva luni sau de 2, 3, 4 ori pe an, când ducem sau aducem chestii din pod. Și există acest sistem de scară pliată sau de trapă de acoperiș cu scară pliată, în care noi nu mai pierdem spațiul scării și, mă rog, în momentul în care tragem scara, o depliem, o întindem și putem să ne cocoțăm în pod. Dar, dacă avem o casă eficientă energetic și mai ales o casă pasivă, care se vrea și certificată, pentru că eu în 2014, la a doua casă pasivă pe care am făcut-o, cea de la Bragadiru, a trebuit să montez un sistem de genul ăsta, cu greu am găsit un component care să fie aproape de standard de casă pasivă și o trebuie să facem improvizații. O astfel de trapă intră de fapt în categoria tâmplăriilor, adică trebuie tratată ca o fereastră sau ca o ușă. Nu e chiar o ușă de exterior, dar podul în sine fiind rece, e aproape exterior. Nu? Și atunci, placa în sine trebuie să fie și ea termoizolată, sau de acolo plecăm, că nu e o bucată chioară de metal sau de o tăblie de asta simplă de ușă, ci e o placă destul de bine termoizolată. În cazul de față avem o ușă metalică făcută din aluminiu cu inserție de vată minerală. De ce e importantă vata minerală? Pentru că ușa asta sau trapa asta poate să ajungă și să îndeplinească cerințe de exigență la foc. Pleacă de la 30 de minute până la 120 de minute. Apoi, rama metalică se închide, astea două se îmbină între ele, și sunt făcute două profilaturi pentru șanțuri ce fac după aceea etanșarea. Adică dacă închid trapa, văd că aici cele două garnituri se vor atinge, pentru că în cazul unei case pasive vom avea de făcut și test de etanșeitate. Apoi, întreaga ramă se montează într-un gol lăsat în planșeu, fie că e planșeu de beton, fie că e planșeu din lemn sau că e casă pe orice altfel de structură, și vorbim de termoizolația pusă în planșeu. La o casă pasivă, termoizolația din planșeu ajunge între 30 și 40-45 cm de termoizolație și atunci partea asta de trapă de acces are grosimea cel puțin a termoizolației plus a finisajului care îl punem deasupra. Putem să punem deasupra lambriu sau o șapă sau așa mai departe. Și atunci, în momentul în care am lăsat golul în structură, nu, trebuie să racordăm termoizolația din planșeu cu o fâșie de termoizolație aferentă carcasei de montaj. Și pe de o parte avem o toleranță de montaj pentru că trebuie să fie un pic mai mare golul, la fel ca la ferestre unde avem zona aia de bandă precomprimată. E o termoizolație care se adaugă ulterior. Deci după ce am făcut montajul de sus, se vine cu această termoizolație. Bucata de polistiren de aici îmi arată fie grosimea de termoizolație din planșeu, fie că asta ar fi o placă de beton și aici ar veni termoizolația de deasupra. Diverse combinații. Și foarte important, rămâne și aici etanșeitatea pe contur, pentru că vedem zona asta de profil metalic care formează baza cutiei de fixare nu se duce până sus pentru a nu avea punte termice, deci nu pot să fac o bucată de tablă de sus până jos pentru că mi s-ar duce căldura pe acolo, pe de o parte, și pe de altă parte mai am încă o zonă de etanșare între cutia montată și structura de planșeu sau termoizolația din planșeu. Și aici etanșarea se face, de exemplu, cu acest comprimant și vedem și gama de benzi puse pentru a face etanșarea pe profil. O astfel de trapă de acces trebuie să aibă aceleași criterii de exigență ca o tâmplărie dintr-o casă pasivă, și anume 1. Coeficientul de transfer termic și în cazul de față această trapă este certificată ca și component de casă pasivă cu o valoare UD instalată, adică U mare D mic, echivalentul lui UW instalat de la ferestre, de 0,34 W pe metru pătrat Kelvin. Adică dacă o fereastră de casă pasivă are 0,80 și o ușă are tot 0,80 sau 0,85,
trapa asta sau ușa de acces în pod ajunge la 0,35, adică e de 3 ori mai performantă decât o tâmplărie de casă pasivă. Suplimentar, dar nu obligatoriu, mai vine cu un kepeng sus, cu un capac sus care se închide automat în momentul în care ai închis sau ai deschis trapa și se și vede cum se activează. Rolul acestui kepeng este să-ți închidă de tot podul dinspre pod spre interior, să nu cumva să-ți intre porumbei sau pisici sau altceva, mai depinde și cum faci finisajul podului. Rolul de tehnicalități, ea așa arată montată, se deschide cu ajutorul unui băț care tragi de ea cu forță, după care poți să cobori scara, da? O să o închid și ce e important e să fie închisă și pentru asta ea trebuie împinsă cu forță. Așa. Să fii sigur că iarna nu-ți iese aerul cald pe acolo, pentru că, cum ziceam, garnitura asta trebuie să fie etanșă. Asta este varianta de trapă fără ramă de finisaj, adică poți să vii, de exemplu, până aici cu gips carton. Mă rog, aici sunt variații de design, dar, așa cum ziceam, acest model este certificat în standard de casă pasivă, se găsește pe baza de date a Institutului de Case Pasive ca și component certificat. Eu am avut mari provocări în 2014 cu casa lui Adi Doncean, unde trebuie să punem o astfel de trapă și chiar primul test de etanșitate era să ratăm, pentru că trapa asta nu era montată corect. Noroc de testul cu fum că am putut să desfacem acolo și să vedem unde să corectăm. Dar poate că ai un acoperiș de tip terasă, nu ai un acoperiș cu pod rece și vrei să ieși pe terasă, fie să faci mentenanță sau curățenie la panourile fotovoltaice, fie să-ți faci o terasă accesibilă pe acoperiș unde să mai ieși din când în când la câte un vinuț. Poate că nu ai casă cu acoperiș de tip șarpantă și cu pod, ci ai un acoperiș de tip terasă, acoperiș pe care vrei să mai ieși din când în când, fie să faci mentenanță la panourile fotovoltaice sau poate chiar să te folosești de terasa respectivă ca un spațiu de băut cafeluță sau vinuț. E bine, astfel de trepte se pot adapta și pentru acoperișuri de tip terasă, în care la partea de sus mai există o ușiță de protecție la ploaie și la zăpadă și partea și mai faină este că se pot automatiza și se pot închide și deschide de la nivelul unui buton întrerupător, pentru că uneori poți avea o înălțime mai mare. Cred că aici sunt 3 metri jumate până sus și se pliază foarte ușor. Am mai putea spune că, bun, de ce să-mi pun o chestie atât de complicată într-o casă? Așa este, dar pe de altă parte, dacă ți-ai face o scară pe care o folosești de 4 ori pe an, ai avea undeva la 4-5 metri pătrați în plus de scară pe care nu o folosești. Asta înseamnă o suprafață utilă la un preț de 1200 de euro metru pătrat, mult mai scumpă decât te costă o astfel de trapă de acces în pod sau în acoperiș. Într-o casă eficientă energetic, fiecare detaliu contează. Cu atât mai mult într-o casă pasivă, în care am reușit să reducem extrem de mult consumul de energie. Așa că eu vă sfătuiesc să alegeți doar produse certificate când vine vorba de tâmplării, uși de intrare, trapă de acces în pod, sisteme de ventilație cu recuperare de căldură, adică aceste componente vitale într-o casă. Le găsiți pe baza de date a Institutului de Case Pasive, un lucru care vă validează că producătorul pe care l-ați ales a avut acest curaj să-și facă un test și un certificat, deci cineva garantează pentru voi, ca voi să puteți dormiți liniștiți în casa respectivă.